15.2. Proiect de ordonanță de urgență a Guvernului privind dotarea cu armament a trupelor române în teatrul de operații Afganistan. Inițiator, Ministerul Apărării Naționale, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule secretar general al Guvernului, pentru cuvânt. Vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței de guvern, care va avea loc pe data de 29 august 2019, prezenta ordonanță de urgență, deoarece prin aceasta se are în vedere dotarea cu armament a trupelor române aflate în teatrul de operații Afganistan. Ordonanța de urgență propusă are o importanță majoră, deoarece vizează întărirea capacității de luptă a trupelor române din Afganistan. Rolul vital pe care îl are adoptarea acestei ordonanțe de urgență este incontestabil. Este imperios necesar ca această ordonanță să fie adoptată pentru a duce la bun sfârșit misiunile comune NATO și a putea face față cerințelor de luptă ce se impun pe teritoriul afgan. Totodată, țin să menționez faptul că urgentarea acestei ordonanțe vine în contextul în care numărul factorilor ostili care pun în pericol siguranța militarilor din Afganistan este alarmant. Având în vedere obligația statului român de a asigura securitatea forțelor armate române desfășurate în teatrul de operații Afganistan, necesitatea adoptării prezentei ordonanțe de urgență este incontestabilă. În acest sens, vă solicit înscrierea ordonanței noastre de urgență pe agenda de lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ministerul Justiției, aveți cuvântul? Dat fiind contextul actual și impactul pozitiv pe care acest proiect îl aduce, Ministerul Justiției a avizat favorabil, fără observații și e tot în regulă, oportun. Mulțumesc! Ministerul Finanțelor Publice, aveți cuvântul, vă rog frumos! Ministerul Finanțelor Publice a avizat favorabil, fără observații. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Ministerul Relația cu Parlamentul, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru cuvânt. Ministerul pentru Relația cu Parlamentul avizează favorabil în ceea ce privește oportunitatea reglementării. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Ministerul Afacerilor Externe, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru cuvânt. Ministerul Afacerilor Externe consideră oportună inițiativa Ministerului Apărării Naționale și a avizat favorabil, fără observații. Am înțeles. Mulțumesc. Am o întrebare către Ministerul Apărării Naționale. După cum bine știți, România are un parteneriat strategic cu Statele Unite și întrebarea mea este către Ministerul Apărării Naționale, dar v-ați consultat cu ministrul pentru parteneriatele strategice să vă spun părerea lui cu privire la un parteneriat cu Guvernul Statelor Unite pentru achiziționarea respectivelor 7 avioane. Având în vedere că România este membră NATO din data de 29 martie 2004, acest fapt reprezintă pentru țara noastră un mare avantaj, iar știm cu toții că calitatea de membru NATO implică nu doar drepturi, ci și obligații, iar angajamentul României de a participa la menținerea securității internaționale, la apărarea colectivă în sistemul de alianță militară, este una absolut necesară. În acest context ne-am consultat și cu Guvernul Statelor Unite ale Americii și o să adoptăm armamentul necesar în sistemul G2G, adică guvern la guvern. Vă mulțumesc!